Noroc e proaște soare, acest video este unul scurt, cu mat perimat, dar ca de obicei important și sper nu doar pentru mine. Deja la câteva interviuri pe la TV, domnul Ion Chicu, asta e un bărbat din Chișinău care se crede prim-ministru, este întrebat și-o cătat el pe 9 iunie la protestul Partidului Democrat din centru. Protestul cu curcanii, urlăturile, gesturile hitlerești, mai țineți minte? Dragi prieteni, astăzi avem un mesaj ferm pentru câteva zeci de mii de oameni. Cerem demisia imediată a lui Vlad Plahotniuc. Cine este pentru? Unanim! Iuda! Iuda! Parcă Ion Chico a confirmat că a fost prezent, dar a spus că nu e membru de partid și nu are nicio treabă. El e tehnocrat. Tot timpul a fost tehnocrat. Și totuși mie personal ne pare că subiectul ăsta nu-i dus până la capăt. Vă invit astăzi să urmărim încă o tentativă a domnului Ion Chicu de a acoperi cu covorul o cacașcă din trecut. De data asta urmărim un fragment din emisiunea Marianei Rață la TV8 cu Tia Neagră. Eu am să rog colegii să pună pe post niște imagini video, să le revedem de pe data din 9 iunie 2019 și după asta discutăm un pic. Iată, în aceste imagini sunteți vizibil pe scena instalată în Piața Mare a Adunării Naționale. Era protest organizat de Partidul Democrat, de Vlad Plahotniuc. El era cel care vorbea de la tribune. Și firesc mă întreb, de ce un ministru tehnocrat se regăsea pe scena evenimentului Partidului Democrat? Ok. Deci aceasta a fost un eveniment organizat de Partidul Democrat din Cătivet. Ține minte fraza asta, ține minte acest răspuns. Chicu confirmă, el zice din Cătivet, asta înseamnă că noi putem să credem că el are ochi sub frunte cu care el vede și după asta când procesează informația cu creier tehnocrat, iese pe gură un mesaj asumat. Deci el vede că e un eveniment organizat de Partidul Democrat. Ține minte fraza asta și pe urmă revenim la ea. Eu eram membru al guvernului, deci am avut indicația șefului meu, ierarhic superior prim-ministrului, să ne adunăm la guvern pentru a discuta situația și a participa la o manifestație care cheamă țara la calm, la respectarea legislației și tot așa mai departe. Iată, în felul acesta am participat eu acolo. Voi ați înțeles? E ca uite la chipul lui Chicu. Se vede pe dânsul că el acolo participe ca să cheme lumea la calm. Lumea numai să uite la dânsul peste trei rânduri de plahotniuși. Zici, ha, trebuie să fim calm, uite la Chicu. Nu cunosc, dar îmi place fața lui. Ce? Da, se vede că e tehnocrat. Ce? În 2005 a fost coleg cu Dodon la Ministerul Economiei? Ce? A deținut funcții după asta în alte guverne conduse de PCRM? Ce? A fost consilierul lui Zina Greceanu taman înainte ca comuniștii schiși în 2009? Nu-mi vine crede că omul ăsta ar fi participat la un eveniment politic de partid, nu? Imposibil! Dar când ești membru a unui guvern și ești invitat de superior pentru a participa la un eveniment, de partid? Nu este de partid. Deci nu este partid. Nu, atunci eu n-am fost la eveniment de partid. Bleu! El ne are de proști? Sau el e prost? Noi îi vedem rău? Sau el are memoria slabă? El e Chicu? Sau el e Baievicu? Cum poți să spui că evenimentul Partidului Democrat nu e eveniment de partid? Prieteni, ajutați-mă să înțeleg. Eu văd corect ce e și văd. Eu văd corect literele PDM, care înseamnă Plahotniuc, Iacov și Măsa, știi, și nu mai intră în partidul ăsta. Eu văd corect, este eveniment politic de partid. În momentul când urcam pe scenă, era clar că trebuie chemăm societatea la calm până ce se clarifică lucrurile din punct de vedere legal și tot așa mai departe. Eu încă nu cunosc când și din care motiv va fi dat jos guvernul Chicu, dar un lucru mi este clar. Chicu pute capul. Omul care a acceptat fără de legele fostei guvernări PDM nu poate pur și simplu să acopere tot cu scuza eu nu sunt membru de partid, eu sunt tehnocrat. Nu, ciuvac, tu, chiar și în rol secundar, undeva acolo pe fundal, dar ai participat activ la ceea ce a însemnat guvernarea PDM. Nimeni niciodată nu mi-a spus că eu sunt membru al PD-ului,
nici a socialiștilor, nici a comuniștilor și tot așa mai departe. Da, păi clar, omule, cine să-ți spune? Pentru asta există o oglindă în care tu te uiți, zici, ce om comod sunt eu, ce bine m-am aranjat în ultimii 20 de ani. Ion, eu cu tine vorbesc, da, eu mă uit la tine în ochi, tu ești eu. Fii calm și cu minte, nu te vipendri, nu te viebi. Cu cât mai cu minte ești, cu atât mai mult trezești în aparatul de stat. Încet, încet, dați chicuri acolo de o pensie, de niște asigurări. Dacă eu stau la masă și îmi caut de treabă și alături de mine la câțiva pași cineva fură bani, zăpizdește bugete electorale. Dar eu zic, da eu n-am cum să văd asta, eu sunt tehnocrat. A, ce? Tehnocrat și apolitic. Ap, eu nu sunt tehnocrat, eu nu sunt apolitic, eu sunt complice. Sau cum se mai spune în românește, coparticipant la bespredel, domnule Chicu. Tot timpul am fost tehnocrat. Și Dodon știe despre asta, și Chicu știe despre asta, și eu știu despre asta, și tu știi despre asta. Așa că hai să ajutăm și pe alții să afle despre asta. Nu de altă, dar încă mai sunt tare multe suflete rătăcite care au nevoie de salvare și ajutor. Pasărăm, 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 no pasărăm, pasărăm. Iată raduit. До свидания. Vă mulțumesc pentru atenție, puraș, și hai să ne păzim, de asemenea, tehnocrați care spun că albul e negru și roșu e verde. Asemenea, gândași merită strochiți când îi mănâncă tăți curpenii. Mulțumesc celor mai noi patroni emisiunii Lumina, Stas Timoșenko, Vera Curnic, Denis Balan, Mihaela Buruiană și Diana Gavril. Pe final vă rog să apreciați acest video, să-l distribuiți la cât mai multă lume și dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui și aveți de unde, vă îndemn să mă susțineți pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com sau cu o contribuție lunară pe patreon.com/fedot. Numai bine, pupicei!